Locomotiva unui tren de marfă al unei firme private care transporta 25 de vagoane cu azotat de amoniu a luat foc între Braz și Crivina. Pompierii au intervenit cu două mașini de stingere, o auto specială cu azot și o ambulanță SMURD. Odată ce locomotiva a fost decuplată de garnitură, pericolul de explozie a fost înlăturat. Timp de aproape 4 ore, 15 trenuri de călători au staționat în gările adiacente. Circulația a fost redeschisă după ora 20:45, iar CFR a cerut scuze călătorilor pentru disconfortul creat. Locomotiva unui tren de marfă care transporta îngrășăminte chimice a luat foc duminică după amiază pe raza comunei Braz. Mecanicul a reușit decuplarea locomotivei de vagoane, astfel încât riscul producerii unei explozii a fost evitat. Este vorba de locomotiva unui tren de marfă cu 25 de vagoane care transporta azotat de amoniu. Pentru gestionarea operativă a evenimentului au fost mobilizate două auto speciale de lucru cu apă și spumă, o auto specială cu azot și o ambulanță SMURD.